Bine v-am găsit, dragii mei, la un nou episod din seria Mănânc Corect. Sunt mega sănătos. Eu sunt Mihaela. Eu sunt Antonia. Și astăzi vom vorbi despre fructe. Pentru că nu-i așa, ce desert mai bun pentru un copil? Mai natural, mai sănătos și gustos, dacă nu fructele. Care este fructul tău preferat? Pepenele galben, pepenele roșu și îmi plac în special și prunele. Da? Și măslinele îmi plac. Măslinele sunt fructe? Da! Tu știi mai multe decât mine. Pentru că da, asta chiar este o surpriză. Însă măslinele sunt fructele arborelui de măslin. Da. Chiar dacă, într-adevăr, sunt pline de ulei. Dar o să vorbim mai târziu și despre, iată, fructe cu zahăr, fructe cu ulei. Pentru că și fructele astea nu sunt atât de simple cum credeți. Am adus aici pe masă astăzi două tipuri de fructe, două categorii mari de fructe. Acestea proaspete, clasice, pe care le cunoaște toată lumea și care conțin, ce crezi că e ingredientul cel mai prezent în fructe? Care crezi că este? Vitaminele? Nici măcar, pentru că vitaminele sunt atât de mici ca și cantitate și de puține prezente, încât nutriția le numește oligoelemente, adică oligo de la puțin. Deci pe vitamine nu le putem pune pe cântar. Dar așa, când, nu știu, când vedem un fruct mare și greu, ce crezi că are cel mai mult? Nu știu, suc? E, ai fost aproape, apă. Deci fructele au mai mult de 90% în compoziție apă. Și pe lângă apă mai au câteva fibre, vitamine și minerale, dar 90% din structura lor, ce ronță-i tu acolo? Stafide. Care ce înseamnă? Sunt fructe oleaginoase, asta trebuie. Nu, draga mea, stafidele sunt boabele de strugure din care a fost scoasă apa. Dar o să ajungem și la deshidratare, așa se numește procesul prin care un fruct, uite că ai acolo lângă tine, ia dă-mi un bob de strugure. Tu te uiți, eu îl văd așa și la stafidă trebuie să te uiți cu lupa. Deci, ăsta este așa cum îl face natura, iar acolo ai același bob de strugure din care a fost scoasă apa. Când se mănâncă fructele și în ce cantitate? Pentru că, într-adevăr, sunt pline de apă, de vitamine, de minerale, dar mai au un ingredient și anume... zahărul. Da, fructoză se numește, este un zahăr care este natural, prezent în mod natural în fructe, însă în momentul în care mâncăm prea multe fructe, automat înseamnă prea mult zahăr. Și atunci, fructele, cum spuneam, sunt un desert și desertul de obicei se mănâncă la finalul unei mese. Însă în ce cantitate? Spune tu, cam cât crezi că este porția corectă de fructe? Păi eu cred că trebuie să mâncăm nu prea multe, că după ne îngrășăm. Ok. Și eu cred că trebuie să mâncăm de obicei, nu știu, cred că vreo două porții pe zi și, nu știu, cred că... Ce înseamnă porție? Adică să punem diferite fructe, cum ar fi pepene galben, avocado, prună. Stai. Hai să le luăm pe rând. Hai să le luăm pe rând pentru că, într-adevăr, le-am amestecat un pic. Nu că avocado n-ar fi fruct. Bineînțeles că este. Însă, vă spuneam, avem o categorie de fructe. Acestea clasice, care sunt pline de apă, vitamine, minerale și un pic de zahăr, puține calorii. Și mai avem o categorie de fructe. Le-am spune, cum bine a spus Antonia, oleaginoase. De ce? Oleo vine de la ulei. Deci ele au o concentrație mare de grăsime și atunci, că e vorba de nuci, de alune, de fructul de avocado sau de măsline, nu le putem considera fructe în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă un fel de superalimente care conțin 3 în 1 și proteine, și grăsimi, și glucide. Și atunci ele, da, sunt o esență de nutrienți, că așa a făcut natura, a pus într-o sămânță, într-un fruct oleaginos, tot ce trebuie pentru o nouă plantă. Însă ce n-a pus acolo din belșug este fix apa. Și atunci, automat, când mâncăm oleaginoase, trebuie să ne gândim că mâncăm esență de mâncare, un fel de esență de nutrienți și atunci cantitatea este micuță, se mănâncă cu lingura. Pe când fructele acestea clasice, pline de apă, știi care e porția corectă pentru un copil? Tu mănânci zahăr gol. Trebuie zahăr. Să fie porția corectă, trebuie să fie cât pumnul tău. Deci dacă vorbim, nu știu, de prune, probabil că înseamnă 2-3 prune. Dacă vorbim de un măr sau de o portocală, înseamnă un singur fruct. Atunci mesajul este perfect pentru că, iată, avem nevoie de fructe. Dacă nu le mâncăm în fiecare zi, putem să mâncăm mai rar și cantitatea să fie mai mare, însă în continuare trebuie să le privim ca pe un desert sau, de ce nu, ca pe o gustare sănătoasă. Deci fructele pot fi mâncate fie la finalul unei mese, fie, de ce nu, gustare între mese.
Se poate lua ușor în geantă, o banană, un măr, o portocală, însă sfatul meu este: încurajați copiii să le mănânce ca atare, să muște din ele și să le mestece. Pentru că fructele pot fi transformate în suc și aici intrăm în altă poveste. Avem aici paharul de fresh de portocale și aș vrea să-mi spui câte portocale crezi că intră sau de câte portocale este nevoie ca să umplem acest pahar de suc. Cred că avem nevoie de 2 portocale sau chiar una, depinde și cum este paharul. Într-adevăr, într-un pahar de suc pot să intre între 3 și 4 portocale și ce consumăm noi când bem sucul? Doar apa cu zahăr, doar apa cu fructoză din suc. Știi că ăsta este rolul mărului atunci când muști din el? Culmea, are rol de periuță de dinți. Deci el curăță dinții după masă, așa că e cea mai bună metodă. Iată, dacă ai mâncat și nu te-ai spălat pe dinți, ronțe-o jumătate de măr și deja dinții sunt curățați. Ține cont de asta, da? E un sfat bun. Și dacă tot îți plac stafidele, haideți să vorbim un pic despre fructele uscate, pentru că, exact cum a spus Antonia, nu avem prune tot timpul anului, nu avem caise tot timpul anului. Și cum putem păstra fructele? Mai ales bunicii noștri făceau asta. Le uscau, le deshidratau. Avem stafidele, care înseamnă struguri deshidratați. Avem prune uscate, care înseamnă prune deshidratate. Și, bineînțeles, caise uscate sunt variante extrem de practice de a avea o gustare sănătoasă, însă atenție la cantitate. Pentru că, din nou, spuneam, fructele prin deshidratare pierd apa și atunci ni se pare că mâncăm puțin. Însă un fruct deshidratat are de 4-5 ori mai mult zahăr decât un fruct proaspăt. Haideți să facem o experiență și să vedeți. Eu o să pun aici 20 de stafide și pune și tu, te rog, 20 de boabe de struguri, ca să le arătăm copiilor cât de mare diferență de volum este între fructele deshidratate și fructele proaspete. Și acum ține pălmuțele așa ca să vedem diferență. Deci aici avem 20 de stafide și iată cât înseamnă ca volum. Ai impresia că dintr-o gură le-ai terminat. Da. Iar aici avem 20 de boabe de struguri. Fii atentă! Opa! Deci vedeți? Nici jumătate din ele nu încap în palmă. Din cauza asta trebuie să ținem cont să nu le lăsăm păcăliți. Când fructele sunt uscate, mâncăm mai puține. Ele conțin tot zahărul și nutrienții concentrați. Iar dacă la fructe punem și un pic de zahăr, în ce crezi că se transformă? În gem? Exact! În gem și dulceață. Uite, caisele, prunele. Și în ce se mai transformă fructele cu zahăr? Nu mai știu. Ce am aici? Compot. Ai văzut? Deci, un desert sănătos și la îndemâna oricui, compotul sau gemul este variantă de fructe de consumat și în timpul iernii. Destul despre fructele pline de apă. Haideți să vorbim un pic și despre fructele oleaginoase, adică fructele care au grăsime. Pentru că, da, grăsimea este un nutrient esențial în alimentația copiilor. Copiii cresc din grăsime și din produse făinoase, nu din apă și fibre. Că e vorba de nuci, că e vorba de semințe, toate fructele oleaginoase au un fel de 3-in-1 ca nutrienți. Adică au 40% grăsime, 30% proteine, 20% glucide și sub 10% apă. Sunt uscate, concentrate în calorii, un fel de superfood, iar porția este mică. Pentru un adult, așa un pumn de migdale poate să țină loc de o masă. Iar la un copil, dacă punem în palma Antoniei, intră și mai puține oleaginoase. Dar de ce avem dulciuri pe masă? Pentru că, draga mea, chiar dacă ai impresia că ciocolata este un desert și un aliment dulce, ce crezi că am aici? Boabe de cafea? Nu, boabe de cacao. Și dacă este neagră, este mai degrabă grasă decât dulce. Deci avem mai multă grăsime în ciocolată decât zahăr. Așa că putem să punem și la acest capitol fructe oleaginoase, da? Că tot vorbeam de fructe pline de grăsime. Iar asta, cu toate că tu ai spus că este cremă de ciocolată, să știi că nu e cremă de ciocolată. Ce crezi că e? Nu știu. Este tot un fel de unt, dar de arahide. Îl știți voi sub altă denumire comercială. Da, se face din alune, fie alune de pădure, fie din alune. Și avem tot așa grăsime. Și mi-și place. Care este amestecată cu zahăr, bineînțeles. Și care se pune pe pâine sau pe clătite. Seamănă cu ciocolata, dar este tot din oleaginoase, din alune. Da? Unt de alune.
Concluzia e simplă, fructele sunt cel mai sănătos și mai echilibrat desert din natură. Cu condiția să le mestecați, nu să le beți cu paiul. Cât despre momentul zilei, când vă plac vouă, la sfârșitul unei mese, ca gustare între mese și când vine vorba de oleaginoase, esență de nutrienți, adică cât intră într-o palmă. Știință! Bine, ne revedem într-o nouă întâlnire mega tare! Și avem ceva ce o să vă lase cu gura mare, ca să nu zic cu gura căscată, că nu-i mașul. Și cu o față uimitoare! Aaa, ai văzut că știi! De ce avem nevoie pentru acest experiment, doamnă Samantha? Păi, în primul rând, ce vrem să facem, asta este important. Păi ce vrem să facem? Vrem să identificăm vitamina C din sucurile pe care le bem. Și atunci hai să prezentăm materialele. Pentru acest experiment aveți nevoie de... tinctură de iod de la farmacie. Amidon. De porumb sau de cartofi. Exact, pe care sigur îl găsiți la... Mega! Perfect! Și desigur, sucurile care vă strânesc curiozitatea. Hai să încercăm să le prezentăm. Aici avem un suc carbogazos. Așa, aici avem un suc de aloe. Aloe. Fresh de portocale. Și aici avem un nectar. Nectar. Și în partea asta? Avem un suc normal de portocale. Dintr-o cutie de carton. Exact. Și nu în ultimul rând. O limonadă. Prima dată vrem să detectăm această substanță. Și așa că o să te rog să-mi pui un vârf de linguriță de amidon înăuntru în pahar. Și amestecă bine de tot. Vezi cum reacționează, știi de ce? Știu că mi-a zis Mihaela. Ce ți-a zis Mihaela? Că amidonul scoate acidul din substanțe. Ideea e felul următor. Dacă avem amidon și cu iod, știm sigur că se negrește. Am văzut în episodul trecut. Și tu spui că vitamina C face ca toată combinația asta să revină la culoarea inițială? Exact! Se numește un fel de, ca un fel de neutralizare, să-i spunem adică așa. Adică trebuie să rămână alb. Exact! Sau albească. Sau galben, sau transparent, sau depinde. Bine, hai să vedem. Hai să vedem. Prima dată punem câteva picături. Și te rog frumos să amestești bine de tot. Bine de tot. Deci conține sau nu conține vitamina C? Nu conține. Mai departe facem același lucru! Pune, te rog frumos, un vârf. Aloe. Dă-i și amestecă. Trebuie să dizolvi bine de tot. E, luăm din nou tinctura noastră de iod. Ce credeți că o să se întâmple? Habar n-avem. E, logic o să se negrească. Tic, 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 tic. Mamă, dar pun odată că eu-s curioasă să se facă deodată. Ia să vedem. Amestecă, te rog frumos. Nu se face deodată, trebuie să amesteci. Amestecă. Pam, 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 pam. Direct. Nici vorbă de vitamina C. Dar crezi că avem vitamina C pe aici? Eu știu, habar n-avem, dar astăzi te mai să o detectăm. Aici trebuie să fie vitamina C, pentru că sunt portocale stoarse. Exact. Tam, amestecă bine. Se opa! Tam. Ei bine, uitați-vă și voi că freșul de portocale conține vitamina C. Hai să vedem. Luăm nectarul. Tot așa punem un vârf. Și amestecă bine. Vezi, aici trebuie să amesteci un pic mai bine pentru că ai văzut că e mai dens. Exact, exact. Punem acum tinctura de iod. Acum stau destul de liniștită că am văzut că a funcționat. Amestecă bine de tot. Dai, și acum sunt curios, avem aici un suc de portocale dintr-o cutie de carton. Luăm din nou tinctura. Amestecă bine, doamnă Savant. Pam, 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 pam. Incredibil așa ceva. Îți vine să crezi s-a făcut așa, cumva, între. Păi ia, mai pune un pic de tinctură să vedem ia final. Ia să vedem. Și ultima, dar nu cea din urmă, substanță. Sucul, limonada, ziceam. Hai să vedem, chiar sunt curios. Dacă o limonadă cumpărată conține vitamina C sau nu. Hai să vedem. Hai. Pam 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 pam. Amestecă, dăm savandă, bătaie de bătaie de bătaie de bătaie de. Opa! Stai să vezi, fii atent că nu s-a negrit. Între timp, am fost Andreea Stoica de la Profesorii Trăzniți. Profesorul Trăzniți, Spooky de la Fan Science, mâna la inimă și zice: știință! Știință!